Robert este de părere că Gabriel nu, ar, nu este un om rău și nu ar fi așa, nu ar reacționa așa dacă nu i s-ar da și fitile din partea băieților. După am auzit pe cineva, cred că s a spus că i s-a dat nas pentru că a rămas în competiție, hai să fim serioși, nu credea că va rămâne în continuare în Casa Mireasa. Alexandru a intervenit și el și zicea că din ce își aduce aminte până să vină Raul în competiție, nu a existat ceartă în casa băieților. Acum să vedem ce se va mai întâmpla cu băieții și Gabriel, pentru că discuții au fost și cred că vor mai fi. Au primit astăzi un avertisment cu toții, dar nu s-a trecut la sancțiuni încă data viitoare. Așa spunea doamna Simona că vor exista și pedepse, sancțiuni. Pare așa la ordinea zilei acest subiect. Nu e zi în care să nu fie cel puțin un material cu aceste dispute.